Alina Grigore, te-ai întors la San Sebastian cu trofeul cel mare pentru Crainou. Asta după ce luaseră echipa premiul cu ilegitim la Berlin. Dar de data aceasta tu ești capul răutăților, adică ai scris scenariu, ai și regizat filmul, ți-a asumat cu totul această poveste. Zim de unde a plecat toată această poveste cu familia care stă într-o cabană de munte pe care o administrează, dar familie cu probleme. De unde ai? Unde a fost sâmburele poveștii? Cumva când eram mică am plecat așa dintr-un mediu cultural în altul. Am plecat de la București direct la Piatra Neamț când aveam vreo 6 anișori și am avut un șoc destul de puternic, așa, sociocultural, ca să zic. Și am reușit să fiu observator într-o lume pe care nu o cunoșteam și pe care ușor-ușor mi-am asumat-o, dar cu care n-am fost neapărat de acord, să zicem. Și foarte multe dintre poveștile care s-au născut sau au dat naștere scenariului, chiar dacă au rămas, chiar dacă n-au rămas, dar au fost la baza scenariului, sunt întâmplări pe care le-am observat, să zicem, în comunitatea aia de acolo și care, într-un fel sau altul, mi-au rămas pentru totdeauna. După care mi s-a părut o poveste învechită asta, adică odată ce am ajuns să am 30 de ani, am zis, nu se mai întâmplă asta în mediul rural, suntem bine, dar de fapt eu locuiam aici în București, într-o bulă și n-aveam cum să observ ce se mai întâmplă pe acolo. Și m-am reîntors la un moment dat și mi-am dat seama că nu s-a schimbat aproape nimic, decât că, să zicem că jumătate din familie mai pleca prin Italia. Pleca o mamă sau pleca un tată sau, mă rog, pleca în Europa la muncă. Dar, în mare parte, mentalitatea e aceeași, scuze. Mentalitatea e aceeași, adică se... cumva... toate regulile și toate legile alea ale pământului au rămas aceleași. Și atunci am zis că hai să încercăm să vedem, să spunem puțin povestea asta. Nu a fost o dorință de a spune povestea unei femei, absolut deloc. Inițial am pornit de la a spune povestea a doi oameni, unul care e foarte atașat de glie și altul care, din potrivă, își dorește să plece de acolo, să se rupă. Și cumva încercam să vedem diferența asta între cel educat, cel needucat, cel foarte înrădăcinat și cel care simte nevoia de un tip de libertate, cel care are niște valori, apropo de familie, cumva, și apropo de tradiție, foarte bine împământenite, și cel care mai degrabă vrea să exploreze către altceva. Și cam așa s-a născut scenariul. Este tot o familie și de data asta, la fel ca în ilegitim, și acolo avem tot o familie. Relațiile sunt diferite, e adevărat. Dar o anume violență, hai să zicem, accentuată în Crainou, există. Asta, de la asta ai plecat cu familiile de mediul rural care sunt construite într-un anumit stil. Acolo domină acel gen de relație violentă între membrii familiei. Da, și e mult mai violentă decât am prezentat-o eu în film. Adică am spus de multe ori că mi-ar fi foarte greu, nu mă simt pregătită să abordez o asemenea temă. Violența domestică, pentru că e extrem de greu de gestionat. Da, am construit personajele oarecum în jurul acestor tradiții impuse sau a libertății pe care dorești să ți-o câștige. Evident că între astea două se naște întotdeauna un conflict. Dar partea asta de violență am păstrat foarte puțin din toate poveștile pe care le-am scris. Am păstrat extrem de puțin din ea. Adică, pentru că cumva n-am vrut să fie doar despre asta, ci mai degrabă despre ea ca supraviețuitor decât ea ca victimă. Dar da, uitându-mă, evident, cu Ioana, care e extrem de preocupată de lucrurile astea, uitându-ne pe statistici, am fost de fapt n-am fost deloc uimită, pentru că, nu știu, se întâmplă peste tot în jurul nostru, adică de fiecare dată auzim câte o poveste, dar am fost uimită să văd că numărul e mult mai mare decât mă așteptam. Adică, din câte știu, încă avem 33 de femei ucise de către soți pe an. Cu toate astea, singurul centru pentru violența domestică s-a închis acum vreo 2 ani, în 2019,
adică unde femeile chiar se puteau duce să stea peste noapte sau... Da, eu am prezentat foarte puțin din lumea asta. Dacă vreodată o să am curajul să fac asta... pentru că e greu și cu actorii. Adică pentru noi a fost foarte greu să gestionăm scena de violență dintre Liviu și Ioana. Mircea Postelnic e un actor extrem de sensibil și a avut nevoie de timp foarte mulți. El fiind un actor excepțional, deci nu e că nu putea să-și facă treaba, ci pur și simplu e un om atât de sensibil încât asumându-și și cumva empatizăm foarte puternic mai degrabă cu ea, era foarte greu, deși nu se punea problema să o lovească. Adică eu am spus foarte clar, o să o trișăm și chiar asta am făcut, am trișat-o din cameră. Dar știind pur și simplu că asta naște în ea ca și emoție, i-a fost foarte, foarte greu și mi se pare foarte greu de gestionat, cel puțin în stilul în care lucrez eu cu actorii, un astfel de film. Păi, apropo de stilul în care lucrez cu actorii, hai să vorbim despre asta. Uh-huh. Pentru că și la Ilegitim și la Crime Now ai aplicat o anumită metodă, aceeași, dezvoltarea unei povești inițiale prin participarea actorilor, prin repetiții, da, prin schimbări, adaptarea scenariului la evoluția personajului. Da, asta la Ilegitim. Dar de fapt ce s-a întâmplat la Crainou, scenariul a rămas la fel, dar s-au schimbat motivațiile actorilor. Adică nu conta că, de exemplu, Irina vrea să ajungă la București, poate mintea mea de scenarist, Irina vrea să ajungă la București pentru că își dorea foarte tare, nu știu, să urmeze o facultate. Și lucrând cu actorii, schimbam puțin motivațiile în funcție de istoria relațiilor pe care o construiam. Adică poate ajungeam la concluzia împreună că vrea să ajungă la București pentru că vrea să scape de violență, da? Ceea ce chiar asta era. Dar mi se pare extrem de important aportul actorului ca și creator în interiorul unei povești. Doi, nu-mi doream neapărat să urmez un fir roșu sau un traseu foarte coerent al unei povești despre ceva sau o rețetă. Îmi doream mai degrabă să urmăresc un traseu emoțional, pentru că interesul meu poate de a și scriu atât de mult povești de familie și următoarele două scenarii tot despre familii sunt. Interesul meu, ceea ce îmi place să fac efectiv, nici nu pot să-l numesc interes, pur și simplu, asta mă incită, ține de relațiile dintre oameni și atunci de aia îmi place cumva să știu că există o istorie, pentru că mi se pare că ofer actorului o muncă mult mai complexă în jurul acestei căutări. Și atunci, da. Și apropo de asta, vine atunci cum ți-ai ales actorii. Nu cred că ai făcut mult casting. Nu, deloc. Am ales, practic, am vorbit cu Ioana și am întrebat-o dacă are timp. Pentru că, dacă are timp și bani. Să se întrețină singură în procesul ăsta. Pentru că, din păcate, n-ai un proces de lungă durată și trebuie pur și simplu să fii foarte pasionat. Iar România nu oferă în momentul de față un suport financiar pentru genul ăsta de lucru. Există în alte țări. Există pur și simplu programe care, într-un fel sau altul, oferă suport firmelor care lucrează într-un stil, să zicem, experimental. Mie nu mi se pare experimental. Mie mi se pare că asta trebuie să fie munca pe care un actor și un creator trebuie să o facă pentru a realiza un proiect creativ, să zicem. Adică eu... sunt finanțări de dezvoltare, nu, n-ați putut accesa. Ba da, dar sunt 5.000 de euro cu care plătești practic un script doctor pe care să îl rogi să se uită pe scenariul tău și să-ți dea sau te duci într-un program de dezvoltare tocmai ca tu să iei punctaj după aia la CNC, tocmai ca să-ți mai dea poate după aia niște bănuți. Cam asta este, din păcate, cam asta e traseul. Dar eu în școală, de exemplu, de la domnul Ion Cojar sau de la domnul Adrian Titieni sau dacă citești Stanislavski și orice fel de metodă de lucru actorului, asta nu e ceva experimental ce am făcut. Eu nu e ceva, cum să spun eu, nou. Pur și simplu m-am ținut de pașii corecți a unui proces creativ. Pentru mine a fost foarte important ca analiza procesului scenic pe care un actor și-o face să fie cu adevărat intensă și în sensul construcției unui personaj. Poate ce am adus noi nou, de fapt știu sigur că asta am adus nou, este faptul că am adus acești actori la aceeași masă. Adică ei nu și-au făcut munca asta singuri acasă, ci o facem împreună. Și atunci, desigur că se fructifică foarte mult munca fiecăruia în parte și se fructifică foarte mult produsul final, pentru că tu ajungi să descoperi împreună cu partenerul tot fel de lucruri despre trecut. Și cred că lucrurile astea se văd foarte bine pe ecran, poate la un nivel subtil, dar cred că se văd. Noi am avut surpriza la Ilegitim, lumea ne întreba, da, Iulia e împreună cu
Cosma? Și așa era, dar nu exista nicio scenă despre asta. Adică nu vedeai nicăieri că ei doi sunt împreună, dar din cauza că atât de bine era lucrat, actorul probabil că transpira informația asta. La fel și cu povestea Gildei, că toată lumea a întrebat asasinul ucis, ceea ce așa era. Dar tu în film afli că, de fapt, a făcut un accident de mașină. Și cu toate astea, lumea spunea, sigur nu s-a sinucis, dar, într-adevăr, ea era într-un proces suicidal. Adică, și atunci e foarte interesant să vezi, adică prefer cumva să abordez arta din punctul ăsta de vedere, chiar dacă e extrem de subtil ceea ce se naște în munca cu actorul și extrem de greu de văzut, se pare că unii oameni percep informațiile astea. Ți-ai asumat rolul de regizor și înțeleg că Adina Sitaru te-a sfătuit să o faci. Cum de a avut curajul, pentru că, na, fiind de debut. Da, încă mă întreb și eu asta, cum te-am avut curajul ăsta. Eu mi-am asumat, de fapt, inițial rolul de pedagog. Mie îmi place foarte mult să fiu profesor. Adică este, îmi place mult mai mult decât să fiu regizor sau actor. Nici nu se compară, sincer. Nu știu, primești mult mai multe satisfacții, să zicem. Și făcând asta cu actorii la Ilegitim, el mi-a zis, măi, da, tu practic faci munca unui regizor, adică ce mai ai de învățat? Câteva butoane la cameră și gata. Și m-a încurajat foarte mult în zona asta, am zis, bine, hai să o încerc. Aveam deja cumva scenariu scris pentru Crainou și am încercat să lucrez cu un director de imagine care să înțeleagă că nu sunt pregătită să lucrez cu camera sau că nu am încă cunoștințe. Apropo de asta. Și cred eu că am învățat enorm de la Adrian Pădurețu, cred că mai am de învățat, dar cred că am învățat enorm de la el, extrem de deschis spre a te învăța lucruri și spre a colabora, ceea ce a fost foarte important pe tot setul. Adică, apropo de cum i-am ales actorii, ăsta a fost un criteriu foarte clar. Să lucrăm colaborativ, să fie oameni deschiși, care să primească, să dea înapoi, să nu existe certuri, să nu existe conflicte. La primul conflict, din păcate, actorii sau, să zicem, parte din echipă care au determinat conflictul ăla au dispărut de pe set și a fost dorința mea, pentru că mi se pare foarte important să ai această atmosferă de lucru, acest climat, să fie unul foarte curat. Adică nu cred deloc în, cum le spun americanii, genius assholes. Acei creatori care sunt geniali, dar nu se poate lucra cu ei, că trebuie să fie o muncă colaborativă, cred eu, filmul. Adică e o artă colaborativă. Zic-mi, cum a fost la Barcelona? La San Sebastian. La San Sebastian, da, nicio problemă. Nu e interesant că ați spus asta, pentru că am cunoscut foarte mulți oameni din Barcelona, San Sebastian, și cumva când ați spus întrebarea, mi-am dat seama la ce vă referiți. Noi ne-am dus, pentru noi, vestea mare și momentul în care am sărbătorit a fost momentul în care am aflat că am fost selectați la San Sebastian. Adică, pentru noi sărbătoarea n-a fost scoica de aur, sincer. Nu că nu ne așteptam deloc să luăm scoica de aur, dar ne-am dus acolo, vorba aia, concurând cu nume extrem de mari ale cinematografiei, începând de la actori și terminând cu regizori. Și ne simțeam efectiv ca niște copii care au fost invitați la petrecerea adulților și eram extrem de fericiți, adică pur și simplu am făcut ceva ce cred că nu o să mai facem vreodată cumva, pentru că cred că urmează să ne maturizăm în, cumva am fost toți debutanți în filmul ăsta și am făcut ceva ce cred că nu mai poți să faci după aia, după procesul ăsta de maturizare. Ne-am bucurat ca niște copii tâmpiți efectiv de tot ce se întâmpla acolo, adică eram foarte fericiți că suntem acolo, că cunoaștem tot felul de oameni, că ni se iau interviuri, că vedem San Sebastianul, că... Și a fost un șoc foarte mare când eu m-am dus să văd filme și mai ales filme din competiție, am simțit că al nostru are ceva special, adică mi-am dat seama că ceva o să se întâmple, cumva nu mai aveam niciun dubiu la un moment dat, dar nu neapărat că o să luăm scoica, dar mi-am dat seama că ceva pe actorie, pe regie, pe ceva, pentru că într-adevăr s-a făcut destul de multă vâlvă la un moment dat și dar nu ne-am așteptat totuși la scoică, adică a fost un moment absolut bulversant și partea interesantă e că noi am aflat de scoică cu 15 secunde înainte să intrăm să o luăm, pentru că așa fac, adică nu te lasă să știi nimic și
pur și simplu ne-au spus, știți de ce vă urcați pe scenă, nu? Nu, pentru că ați luat scoica de aur și ne-au împins înăuntru. Și în momentul ăla am zis, ok, hai că... Dar pentru mine cel mai important poate au fost discuțiile de după, nu neapărat premiu. Premiu a fost așa o cununare foarte clară a muncii tuturor. Adică m-am bucurat că toată lumea poate să fie mândră că a fost într-un proiect care n-a avut finanțe aproape deloc, dar măcar, nu știu, a obținut un tip de recunoștință. Adică, cred că asta ne doream cu toții, de fapt. Dar discuțiile de după au fost foarte interesante și cu președinta juriului și cu președintele festivalului. Era și selecționerul de la Cannes, care cumva ne văzuse filmul, dar noi n-am avut timp să... Noi, când ne-au anunțat și de la San Sebastian că am luat, n-am mai așteptat răspunsul de la niciun alt festival, pentru că eu cred foarte mult în genul ăsta de, să zicem, dumnezeire, de traseu dumnezeiesc. Adică nu vreau să stau după un festival cu nume foarte mare, doar pentru că a fost important pentru mine că pentru primul meu film cineva a recunoscut o valoare cu 8 luni înainte de desfășurarea festivalului. Și iată că cumva și decizia lui Gabi a fost extrem de bună, că nu cred că ne întorceam niciodată de la Cannes cu vreun premiu, sincer, la ce concurență e acolo. Deci cumva am fost foarte fericită. Filmul este neconvențional, asta este clar. Uh-huh. Am citit cronici foarte bune despre Ioana Chiță, de exemplu. Zi-mi cum ai lucrat cu Gabi Suciu, pentru că eu cred că sunteți acolo pe generic, uh-huh, foarte multe femei. Uh-huh. Și ați făcut echipă bună, echipă câștigătoare. Da. Am avut norocul cumva să lucrez cu două producătoare foarte bune, odată cu doamna Ada Solomon, pentru care am un imens respect. Și după aia cu Gabriela Suciu, când avea 19 ani sau ceva. Și ea era la clasa de regie și își ajuta un coleg și făcea producție și pur și simplu nu-mi venea să cred că producătorul cu care lucrez are 19 ani. Și m-am dus la ea, eu aveam, nu știu, 22, să zicem. Și m-am dus la ea și am zis, nu știu ce știi tu despre producție la vârsta asta, dar ești ciudată. Adică nu se poate să fii un producător atât de bun la această vârstă. Felul în care comunica, felul în care gestiona lucrurile, felul în care făcea ca totul să fie perfect cumva pe platou și am spus, eu nu știu ce vrei tu să faci, adică înțeleg că ești la clasa de regie, dar tu trebuie să faci producție, pentru că ești incredibil de bună. Și după aia, imediat cum am luat, adică cum am început să lucrez pentru Craiova și am luat decizia să fac asta, am sunat-o. I-am zis, sunt eu fata aia care ți-a zis că ai să fiu o producătoare foarte mare și văd că așa se întâmplă. Și a zis, da, hai să lucrăm împreună. Nu știu, lucrăm excepțional, adică cred că și avem o chimie, suntem și prietene foarte bune. Mă simt așa ca într-o familie cu ea, avem o chimie clară, amândouă suntem absolut preocupate de calitatea umană. Și asta cred că e cel mai important. Adică pentru noi e foarte important ca omul cu care lucrăm să fie într-un contact foarte echilibrat cu toți ceilalți oameni. Adică să nu existe... Sau să tindem spre un lucru foarte curat. Acum că se întâmplă, că mai apar poate... La noi n-au apărut, sincer, conflicte, dar chiar dacă ar apărea, sunt convinsă că le-ar gestiona minunat. E un om extrem de calm, a cărui interes, sincer, e să aibă un proiect cultural viu. Adică... Ce să vă zic, suntem la fel de săraci amândouă. Am văzut poze de la San Sebastian cu voi două și cu trofeu. Da. Cum a fost atunci, la ceremonie? Foarte frumos. Și după. Și după, da. Eu nu știam că e un trofeu. N-am știut că am scris istorie, în primul rând. Că după aia toată lumea îmi scria, inclusiv Ada Solomon, mi-a scris, au scris istorie! N-am știut că a fost prima oară când un român a luat trofeul de la San Sebastian. N-am știut că e un festival pe lista celor 10, primele 10 festivaluri de film din lume. Știam că e un festival foarte important, dar nu știam că e atât de important. Și după aia cineva de acolo, pentru că am spus asta, cineva m-a întrebat cum e și am zis, nu știam că e atât de, pentru că începuseră să curgă mesajele peste tot. Și cineva foarte drăguț mi-a zis, hai să arăt ceva și mi-a arătat pe Wikipedia, mi-a arătat lista regizorilor care au luat scoica de aur. Și când am văzut acolo Francis Ford Coppola și Alfred Hitchcock, am leșinat. Și am zis, ok, bine, o să apreciez mult mai mult, dar v-am zis, noi eram acolo pur și simplu să ne bucurăm. În primul rând am sunat-o pe mama.
care oricum era în sală, dar am sunat-o să-i zic, mami, te iubesc. Așa, după care am încercat, na, să-mi fac rapid în cap o listă de mulțumiri și chiar să mulțumesc tuturor celor care au adus la momentul ăsta important. Dar am fost foarte fericiți că s-a recunoscut într-un fel sau altul efortul ăsta imens pe care l-am făcut cu toții. Nu știu dacă neapărat efortul, ci mai ales inteligența, creativitatea, talentul. Efortul știi cum e, nu se vede prea mult. Da. Știi tu, care ai fost acolo zi de zi, cât efort s-a depus, da? Corect. Când te uiți la film, vezi altceva, nu e efortul. Da, corect. Iar ceea ce se vede e foarte bine. Așa că mi se pare normal să vă bucurați și să fiți în top. Da. Și apropo de echipă, coeziune, înțeleg că și tu, și Ioana Chițu, și Mircea Postei, toți aveți o legătură specială cu Piatra Neamț. Da. Și de curând am vorbit cu Bogdana Petri, care este din Piatra Neamț și care îmi spunea că s-a întâlnit cu Daniel Sandu, care și el e din Piatra. Da. Și tot așa, și Andrei Dăscălescu și Tudor Panduru, adică sunteți o pleiadă de tineri cineaști care veniți de acolo. Și mă întrebam, e ceva în ADN, în zonă, în ADN? E o pâine acolo bună care se mănâncă. Vine ceva dinspre teatrul ăla? Da, 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 da. Da, fiind teatrul tineretului, cumva există foarte și au existat întotdeauna foarte multe activități în care au fost implicați studenții. Adică eu cred că are foarte mare legătură cu educația noastră, s-au pus bazele atunci. În primul rând, toți facem parte dintr-o trupă de teatru a unui liceu. Erau foarte multe activități culturale și Casa de Cultură se preocupa foarte mult de asta. A existat o vreme când în Piatra Neamț erau 3 cinematografe, toate funcționale și mergeam la toate 3. Ceea ce acum mi se pare că nu ai de ce să fie, sigur că ai de ce, dar mi se pare că un oraș atât de mic încât parcă nu vine să cred că erau 3 cinematografe și erau toate pline. Exista un festival internațional de teatru și acum Gianina Cărbunariu a reluat activitatea asta și era incredibil să ai, nu știu, aveam 12 ani și vedeam actori din Marea Britanie și din Ungaria și de peste tot din lume, știu că și din Japonia a fost la un moment dat, adică nu ne venea să credem ochilor ce vedem acolo și e într-adevăr o preocupare, nu știu cum e în alte orașe, dar e o preocupare foarte mare a profesorilor pentru educație și o educație cumva care te îndeamnă către a gândi liber. Adică știu că eu când am intrat la liceu la Petru Rareș și majoritatea, adică cred că toți au făcut Petru Rareș, să știți, dintre cei pe care i-ați nominalizat, erau acolo și aveau și un discurs la început de an, o să uit niciodată, că profesoara de istorie, Elena Petuț, a zis: copii, învățați bine, bine și mult ca să plecați din țară, și noi eram, da, și după aia să vă întoarceți înapoi și să ne spuneți și nouă ce ați învățat afară. Și era important asta și un tip de libertate, adică vorbeau cu noi, cu domnii elevi, conta asta. Adică era interesant să zică cineva domnul elev și să nu-ți spună măi băiatule sau măi fetițo. Da, cred că asta. Și tu ai făcut ce ți-a zis, ce ți-a urat profesoara. Am făcut, da. Am plecat și m-am întors, da. Și chiar așa am făcut. Adică am plecat, am învățat foarte multe lucruri, în special despre cum se gestionează o școală de actorie. Am fost la Second City, acolo, și am absolvit cursurile lor. Și când m-am întors, am încercat să fac ceva asemănător, dar care cumva să se plieze pe, cum să spun eu, personalitatea românească, pe contextul românesc. Și cred că ne-a ieșit într-un fel. Ce am învățat de la americani pe atunci și cumva cred că am învățat un pic mai repede decât ar fi trebuit, poate. Și câteodată asta m-a încurcat, dar ce am învățat a fost să croiesc pe personalitatea unei grupe, să zicem, de studenți sau pe personalitatea studentului programa școlară. Adică programa noastră școlară a evoluat de la anul întâi de InLight până astăzi, suntem în anul 11 de
școală de actorie și e o programă evolutivă. Și ce am mai învățat și a fost foarte important e SOAI scrisă și pentru profesor și pentru cursant. Și de-aia cursanții noștri, de exemplu, primesc programă. Adică ei primesc niște concepte clare care să le rămână acolo în minte pentru totdeauna. Primesc cărți de citit și tot așa. Deci asta a fost experiența profesională, dar experiența de viață. Cum a fost? De viață... În America. În America. Cum te-ai adaptat? Nu m-am adaptat. Sunt o româncă. Din toate punctele de vedere. Nu m-am adaptat. Mi-a fost foarte greu. Mi-era foarte dor de familie, mi-era foarte dor de prieteni. M-am adaptat profesional, ca de obicei. Mi-e foarte ușor să îmi pun rădăcini profesionale oriunde, nu știu de ce. Pentru că probabil muncesc destul de mult și cu pasiune. Dar emoțional mi-a fost foarte greu. Am regăsit o comunitate de români extraordinar de primitoare și am avut foarte mare noroc cu ei. Dezavantajul când rămâi în acea comunitate e că dorul de țară este accentuat. Adică tu, de fapt, rămâi într-o comunitate melancolică și nu te poți cumva adapta la noua lume. Și mi-a fost greu să mă împrietenesc atât de simplu cu americanii. La fel, m-am împrietenit profesional. Adică toți prietenii mei erau din zona profesională. Dar ca lecție de viață? Ca lecție de viață. Ți-ai asumat ceva de acolo? Da, enorm. Da. Am învățat cumva că e foarte greu să faci o schimbare atât de mare și să crezi că doar profesionalul o să-ți dea o satisfacție. Adică ai foarte mare nevoie de partea emoțională când pleci dintr-o țară în alta. Și eu nu aveam pe aia. Adică, deși sora mea este în America. Adică ea a plecat la 18 ani și a rămas acolo până acum. Dar era pe coasta cealaltă. Și abia o vedeam și cumva de asta am învățat. Că dacă pleci, trebuie să pleci cu jumătate din prieteni și din familie ca să reziști, probabil. Adică mi-a fost greu mie. Mie mi-a fost greu. Deși n-am plecat singură. Deși n-am plecat singură, am plecat cu fostul meu soț, dar și lui a fost la fel de greu, deci eram doi oameni triști într-o țară străină. Și cumva ne-a fost mult mai bine când ne-am întors și a doua oară ne-am dus iar și cred că asta a dus la divorț până la urmă. Și aia a fost. Da. Am înțeles. Nu, dar ce ai învățat acolo, profesional vorbind, dacă tot s-a folosit aici. Enorm. Ți-a deschis niște drumuri. Enorm, da. Adică, clar, datorită Americii am putut să fac școala asta. Clar, datorită Americii am abordat altfel cumva metodologia și felul în care, pedagogia, felul în care predai, comunici cu oamenii. Chiar dacă noi spunem foarte mult că America merge pe zona asta de încurajare și că e prea multă încurajare, de fapt, eu ce am extras de acolo a fost mai degrabă partea de respect față de student, față de cursant. Adică să-l tratezi ca și cum... Să-l tratezi știind că peste 10 ani să te întâlnești cu el pe stradă, orice ar fi, sau la un casting, sau într-un proiect și nu vrei să ai niciun fel de regret că n-ai dat totul pentru el sau că, nu știu, ai avut un conflict cu el. Sunteți câteva regizoare în România, puține, dar fiecare cu o notă complet diferită de ce este în rest. Mhm. Și foarte puține actrițe care fac regie de film. Ana Pastie și Iulia Lumânar au făcut niște scurtmetraje, încă nu s-au aventat în lungmetraj. Cum ți s-a părut ție asumarea acestei responsabilități și trecerea de la un statut la altul? De la actriță la... De la actriță la regizor. Pe mine m-a ajutat enorm și cred că și pe... N-am văzut filmul Iulie, dar filmul Anei Pastie l-am văzut și mi se pare foarte bun. Nici când l-am văzut mi-a venit să cred. Foarte bun mi s-a părut. Adică mă gândeam totuși ce simț a putut să aibă pe partea asta regizorală și pentru a spune o poveste, totuși jucând în el. Adică cred că i-a fost foarte greu. Mi se pare... că atunci când pornești de la actorie ai foarte multe avantaje.
Pentru că se zice întotdeauna că filmul trebuie să aibă 75% emoție și după aia poveste și după aia toate celelalte. Și cred că dacă ai cumva studiile astea între ale actoriei, poți cumva să înțelegi cum se generează emoția asta și cum să nu ajungă să fie extrapolată în ceva ce deranjează și tot așa. Și atunci mi se pare un avantaj, adică eu aș încuraja asta la cât mai multe actrițe. Poate dezavantajul e lipsa de cunoștințe în cealaltă parte, adică eu încă mă gândesc foarte serios dacă să fac niște studii pe partea de regie film. Am și vorbit cu Doru Nițescu, sper să mă primească fără diplomă, să mă lase să mă duc pur și simplu pe acolo pe la cursuri. Acum sunt oricum doctorant la UNEATC și fac asistent, adică sunt asistent profesor la clasa domnului Mircea Gheorghiu și o să fac asta, o să frecventez cât pot de mult ca să dobândesc mai multe cunoștințe în zona asta. Tehnică. Tehnică, da. Eu personal nu mai doresc neapărat să joc, adică n-am această dorință, nici nu mă mai prea duc la castinguri dacă sunt chemat. Am câțiva regizori cu care încă mai colaborez și cu care aș colabora, cu Adrian Sitaru și cu Cristi Puiș, s-a încheiat lista, sincer, pentru că Adrian lucrează în stilul ăsta, iar Cristi Puiș e foarte obsedat de adevărul scenic și mie mi se pare vital asta pe platou. Cum a fost la montaj? Că acolo a trebuit să iei decizii. Da, da, da. Serios? Foarte greu, e cel mai greu proces. A fost groaznic. Dar am avut o echipă atât de bună și de înțelegătoare. Cei de la Foarte, că am editat cu Costi Zaharia și cu Mircea Olteanu și a existat un moment absolut fabulos, am zis că trebuie să-l bag într-un alt film, în care i-au zis, vrei să mergem să-ți arătăm terasa? Că tot stăteam acolo și mă gândeam și vorbeam și discutam și i-am zis, da. Și am ieșit pe terasă, m-am uitat așa și zic, mamă, ce mișto se vede Bucureștiul de aici. Când m-am uitat în spate, eram singură. Băieții m-au lăsat acolo ca să respir. Am fost și mă gândeam, deci așa faceți cu toți regizorii. La un moment dat, urcați sus pe terasă să trag o gură de aer. A fost foarte, foarte greu. Mi se pare, eu nu înțeleg cum un editor face munca asta, pentru că trebuie să iei de fiecare dată povestea de la capăt, orice ar fi, orice modificare, oricât de mic o faci în montaj, trebuie să o vezi în ansamblu. Și la un moment dat se uzează ca orice în viață, adică se uzează povestea în capul tău și mintea ta și luam pauze foarte mari, adică am luat pauze de câte 3 săptămâni. Mi se pare că asta trebuie să fie o aptitudine regizorală absolut, nu știu cum să spun, indispensabilă, pe care eu nu am. Deci eu nu am această aptitudine. Eu nu pot să stau să văd, nu știu, 3 variante de film în aceeași zi sau într-o săptămână. Eu aveam nevoie să eliberez totul, să uit filmul și să mă mai uit odată. Și asta a durat foarte mult din cauza asta, procesul. Da, de editare. Dar l-ai dovedit. Da, l-am dovedit împreună. L-am dovedit, da. E foarte bine pentru un regizor debutant să se înconjoare de tehnicieni foarte buni. Da, 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 da. Da, ăsta ar fi un sfat pe care l-aș da oricărui regizor tânăr. Adică eu am avut un imens noroc cu Gabi Suciu, care a tras de asta. A zis, băi, ne luăm numai oameni extrem de buni, pentru că, na, fiind la început, și un regizor debutant cu bun simț învață enorm dacă e deschis la învăța. Cred că asta e foarte important, să ai modestie. Adică trebuie să înțelegi că unii știu mult mai bine decât tine și să-i asculți un pic. Da. Zim, ce faci acum? Ce mai colportezi? Așa. Am filmat vara trecută Între ape și suntem acum în, chiar ieri am început procesul de, am reînceput procesul de editare, de fapt. E un nou film, să zicem, la care am lucrat la fel, un nou proiect la care am lucrat la fel, tot așa, stând foarte mult cu actorii și lucrând împreună și mestecând istoria personajelor. Și urmează un film cu Melissa Leu, Vlad Ivanov și Oana Flora. Aici suntem în partea de preproducție, am scris scenariu și urmează cumva Gabi se ocupă de strângerea de fonduri și să începem să îi dăm și lui drumul. Adică încerc să fiu activă, îmi place foarte mult și încerc să merg mai departe cu asta. Păi, deja ai prins niște abilități, niște... Da, a contat foarte mult, apropo de San Sebastian, a contat și ajutorul ăsta, s-au creat foarte multe relații și asta este extrem de important, din păcate, pentru debutanți. Contează enorm să creezi câteva relații, da. Și da. Bănuiesc că trofeul ajută.
A ajutat, păi ăsta a ajutat în primul rând, da. Ăsta a ajutat, da.